Răniții tragediei de la Crevedia și rudele acestora vor primi bani de la stat. Guvernul aprobă astăzi ajutoarele de urgență pe care le acordă familiilor afectate. Care este valoarea sumelor și pentru ce perioadă se vor acorda, știe colega mea, Diana Buzea. Bună, Diana, ce s-a stabilit până acum? Bună ziua, Ilinca! Guvernul adoptă în ședința de guvern de astăzi o hotărâre de guvern care vizează acordarea unor ajutoare celor afectați de explozia din Crevedia. Vorbim aici despre 2000 de euro pe lună per celor care au pacienți internați în străinătate, de asemenea 2000 de lei pe lună aparținătorilor care au rude sau prieteni aici în spitalele din țara noastră, și guvernul va mai acorda câte 1500 de lei celor care au fost internați în spitale și apoi externați. Însă de precizat faptul că guvernul se angajează să suporte toate cheltuielile de transport pentru cei care trebuie să ajungă în străinătate la familiile care sunt internate acolo. Totodată a fost anunțat astăzi și un al treilea deces după explozia de la Crevedia. Chiar premierul Marcel Ciolacu a anunțat acest deces la începutul ședinței de guvern. Revenind la ajutoare, vor fi acordate și pentru refacerea caselor. Vorbim aici despre 10.000 de lei pe lună pentru locuințele afectate peste 75%, 7.000 de lei pe lună pentru locuințele afectate între 50% și 70%, 4.500 de lei pentru locuințele afectate între 25% și 50% și 2.500 de lei pentru locuințele afectate până la 25%. Iată, vedem, guvernul, așa cum vă spuneam, adoptă în aceste momente această hotărâre de guvern în prima ședință de guvern de după această explozie de la Crevedia. Mulțumim, Diana. Apa mării este mai caldă acum față de începutul lunii august. Culmea, valorile sunt aproape identice cu cele din atmosferă. Turiștii se bucură de această situație care s-ar putea menține în primele două luni de toamnă. Dacă în ultimele zile apa mării a avut 25 de grade, ieri temperatura a urcat la 28 de grade în Mamaia. Și în restul stațiunilor apa a avut 26 sau 27 de grade, aproape cât valorile înregistrate în atmosferă. Meteorologii au anunțat temperaturi ambientale de 28-29 de grade Celsius. Este caldă, este bună? Da. E prima zi la mare? Nu. Noi suntem constanțeni și venim mereu. Schimbările vin în urma fenomenului upwelling, care a răcit brusc apa în plin sezon estival. La începutul lunii august, apa mării avea 13 grade, o valoare normală pentru sfârșitul lunii noiembrie. Culmea, situația s-a schimbat abia acum. Spre final de sezon, apa mării are în jur de 27 de grade, iar indicele de temperatură umezeală a depășit pragul de 60 de unități. În Constanța, disconfortul termic se menține accentuat până duminică, când maximele vor atinge 28 de grade Celsius. Cum e în apă? Bine! Da, tu ai fi vrut să stai mai mult în apă, așa-i? Da. E caldă apa? Uh-huh. Și ce încercați să faci? Să-l țin afară din apă. Îi faceți aici o piscină? Da, o mini-piscină, cu apă sărată. Apa caldă a mării e o veste bună, însă există și una mai puțin plăcută, briza, care suflă cu putere mai mare în această perioadă. Ieri a fost mai calm, mai mult soare, acum cuvântul ăsta parcă e mai plăcut un pic. Mai răcoare. Mai răcoare, da. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi ridicate și în luna septembrie pe litoral. Turiștii ar putea să facă baie până în a doua lună de toamnă, chiar dacă valorile termice vor mai fluctua. Ne place să mâncăm bine. În România, preparatele tradiționale rămân în topul preferințelor, însă în ultimii ani gusturile s-au mai diversificat. Pofticioșii sunt curioși să testeze și din preparatele internaționale. La mare căutare sunt restaurantele cu specific mexican. Colega mea, Madalina Lambrinoc, vrea să afle cât de picante sunt aceste preparate, așa că am mers la un restaurant mexican din capitală. Bună, Madalina! Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor! Atenție, urmează imagini care vă pot afecta papilele gustative. Vă invit alături de mine într-o adevărată călătorie culinară mexicană de această dată. Îmi pare rău că nu se simte și mirosul prin camera de luat vederi. Ne bucurăm de un adevărat festin despre care o să ne povestească acum șef Aldrin. Șef, ce ne-ați pregătit aici? Bună ziua! Da, ne-am pregătit aici tamales, acolo, că e tamales de pui. Adică ce înseamnă tamales? Tamales se face în Mexico cu coca de porumb, da? Și carne care vrei familia, da? Și foarte bun, da? Și după avem tacos de arrachera. Ce înseamnă taco? Tacos de arrachera înseamnă cu carne de vită, da? Foarte bun carne de vită, taco care arată
foarte bun. Și după avem quesadilla. Quesadilla de tinga este tradițională în Mexico cu mozzarella, cu mozzarella și tortilla de faina. Ok, dar ce fel de carne avem în Da, se face cum vrei, cum este în acasă, da? Am văzut și ceva foarte mare în fața acolo. Burrito. Burrito e... Atât de mare? Da, e un kilogram de ce... Așa se face tradițional în Mexic de un kilogram? Poate să fie mai mare, da. Ce fel de carne avem carne în... Acum avem de maciaca, de vita, da? Okay. Și după avem tacos de creveți. Asta cu un sos mexican că facem noi. Pentru cei care vor să fie mai light și să nu se îngrașe neapărat. Da, adevărat, e foarte bun. Și avem aripioare. Aripioare poate să fie picante, o nepicante. Da, e foarte bun. Și ara bine cu un blue cheese. Blue cheese este cu un blue cheese mucigai și gran cu cina și lapte. Da, foarte bun. Da, și după avem pozole. Pozole, arată supă, ciorbă. Da, o supă de porc, foarte bun. Da, tradițional mexican. Și altul desert avem la fel churros. Asta e foarte bun churros. Adică un fel de gogoș. Gogoș, exact, da. Am mai văzut un desert acolo în față. Avem mango cheesecake, da. Și pentru cine vrea să țină dieta, avem și o salată cu ton aici, însă, și vreau să vă întreb ceva. Da. Care sunt cele mai folosite ingrediente în bucătăria mexicană? Ingrediente mexicană sunt, avem chile guajillo, și chile pasilla, și chile arbol. Da, sunt ardei uscat, da. Asta facem pentru ce fel de sos, o supă, o ciorbă, un exemplu, da? Și asta e ingrediente. Șef, mulțumesc tare mult pe mine, m-ați convins, o să rămân să văd ce pot să aleg de aici. Deocamdată atât de aici, înapoi în studio. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Ilinca Obodescu-Guruia, vă mulțumesc pentru atenție. O zi minunată vă doresc! Bună ziua, dragii mei! Astăzi avem cod galben de instabilitate atmosferică. În Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, precum și în zonele montane, vor fi perioade cu descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă ajung până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, local chiar mai ridicate până spre 34 de grade în sud-est, unde după amiaza va fi în continuare călduroasă cu disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală ce va atinge pragul critic de 80 de unități. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil și se vor înregistra 30 de grade în Târgoviște, 32 de grade în Slobozia. În Transilvania se răcorește ușor și în plus sunt așteptate ploi cu descărcări electrice. Maximele ajung la 25 de grade în Sibiu, 23 de grade în Cluj-Napoca. În Moldova am scăpat de caniculă, iar meteorologii anunță ploi doar pe arii restrânse, iar pe alocuri vor fi și descărcări electrice. 28 de grade se vor înregistra în Piatra Neamț, 30 de grade în Botoșani. În vestul țării, temperaturile scad față de zilele trecute, cerul va fi variabil cu unorări temporare și va ploua. Vor fi ploi însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări. Vor fi 26 de grade în Oradea, 23 de grade în Baia Mare. În Oltenia, atmosfera va fi în mare parte însorită și se vor înregistra până la 30 de grade în Râmnicu-Vâlcea, 30 de grade și în Craiova. În Dobrogea, cerul va fi mai mult senin și doar izolat sunt așteptate ploi, chiar și descărcări electrice. 34 de grade vor fi în Tulcea, 28 de grade în Sulina. În capitală, cerul va fi variabil cu unele înorări după amiaza și seara, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă ajunge la 31 de grade. La noapte, cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate în începutul nopții și sunt șanse slabe pentru precipitații. Minima coboară la 17 grade. Mâine ne bucurăm de o vreme însorită, cu mult soare, bineînțeles, iar maxima ajunge până la 30 de grade.
La munte cerul va avea înorări temporare și pe arii extinse se vor semnala averse trecător însoțite de descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină, iar izolat cantitățile de apă vor depăși și 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu unele intensificări. Temperaturile maxime urcă la 19 grade în Sinaia, 14 grade în Semenic. La malul mării, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic rămâne ridicat. Cerul va prezenta înorări temporare, iar după amiaza și în prima parte a nopții, trecător vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. 30 de grade vor fi în Mamaia, 28 de grade în Costinești, iar apa mării va avea în jur de 26 de grade. Iar acum prognoza meteo personalizată. Lăcrămioara m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Vaslui. Maxima ajunge până la 27 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.